După o primă repriză dominată de energia, cu scorul de 44 la 38 la pauză, basketbaliștii gorjene au pierdut în fața celor de la Craiova cu 78 la 77. Energia a câștigat trei din cele patru sferturi. Finalul s-a disputat pe muchie de cuțit, dar Jamar Dix a ratat ultima aruncare liberă și victoria a revenit echipei gazdă. Energia Târgu Jiu se află în prezent pe locul 7 al clasamentului Ligii Naționale de Basket Masculin, la un punct diferență de prima clasată CSM Oradea.